Ana Maria, un pui de om de doar 6 ani care trăiește în propriul univers, diferit de al nostru. Face pași mici și își lasă corpul în grija oamenilor în care a căpătat încredere și care încearcă să o ajute. Și celălalt picior. 1, 2... Vrei și tu să vorbești, Ana? Încercăm să găsim un punct de echilibru prin care să ne accepte și să putem lucra. De obicei lucrăm unul la mâini, unul la picioare, sau discută, încearcă să o mângâie, să o aline, pentru că dacă eu încep să fac anumite tehnici cu ea, pot fi... Nu le acceptă pur și simplu, începe să plângă, să țipe... Sau refuză. Iar atunci am decis să colaborăm în echipă. Ana Maria a fost diagnosticată cu sindromul Down, autism și diabet. E foarte complicat pentru că avem o patologie de sindrom Down la care s-au asociat de 2 ani de zile un diabet pe care mama l-a descoperit destul de dezechilibrat. Este, bineînțeles, pusă pe insulină și diabetul pe partea asta somatică cumva o destabilizează, pentru că sunt crizele de hiperglicemie pe care le face, nopțile care sunt foarte agitate din ceea ce ne spune mama. Și la toate acestea s-au asociat și elemente de autism. Vedeți cumva că este foarte greu să se conecteze, să ne conectăm, cu toate că de cele mai multe ori mă urmărește cu coada ochiului, știe unde sunt în sală, vine într-un fel în zona în care mă aflu eu, reacționează foarte bine și în primele ședințe a fost foarte greu, mai ales pentru ea. Alături de specialiști, fiecare pas poate deveni mai ușor pentru Ana Maria. Un copil cu nevoi medicale și de îngrijire specială, fără aripa unui specialist lângă el, este un copil fără nicio șansă de adaptare la viață. Maniera de lucru pe care o abordăm a pornit de la copil spre noi și nu de a merge noi cu lumea noastră adultului, a terapeuților, experți, în ceea ce trebuie să facă copilul. Avem nevoie să înțelegem limbajul fiecărui copil în parte. Dincolo de cărți, de teorie, de tot ce am făcut ca formări, facem cumva o pereche de mamă-tată, de îngrijire și cumva cam acolo suntem cu Ana. Mama Anei îi este alături în toată această călătorie și visează pentru ea. Nu știu de ce, cred că ea va ajunge ceva, nu știu, îmi zice mie inima că e ceva special rezervat acolo, cândva. Ana Maria mai are 2 frați sănătoși acasă, mai mari. În timpul sarcinii, mama ei credea că și ea e un copil fără probleme. La 33 de săptămâni însă, medicii au depistat la un control de rutină că au apărut probleme și au internat-o. S-a născut prematur, iar diagnosticul dur a fost confirmat câteva zile mai târziu. Nu e nimeni vinovat aici, să zic, nici eu, nici ea, mai ales ea. Cel mai tare își dorește să o audă pe Ana Maria spunându-i mama. Simțiți că mă înțelege? Da, cu siguranță. Cu siguranță mă înțelege. Când mă vede, îi se luminează fața și dimineața când se trezește. Ana Maria nu e singura. În România sunt 10.000 de copii cu dizabilități care au nevoie de sprijin, iar ajutorul profesionist poate schimba vieți. Te rugăm, ajută și tu! Trimite acum un SMS cu textul COPIL la 8864 și donează 4 euro în fiecare lună. Sau donează online pe anamaria.unicef.ro. Ajută-i pe Ana Maria și pe alți copii cu dizabilități ca ea să aibă acces la serviciile specializate de care au nevoie în comunitățile lor. Îți mulțumim!